Aștia sunt prea incompetenți ca să echipeze arcul ăla. Tu ești incompetent, tu. Nu eu. Avem un archer's bow. Vedeți asta? Asta numesc eu o problemă destul de mare. Bine v-am găsit la un alt episod din seria de Stoneheart. Din câte puteți observa, s-a spawnat acest golem gigantic și omuleții mei aproape că nu mai rezistă. Crapă aici, efectiv. N-am ce să-i fac lui ăla mare decât să-l atrag la sătenii mei aici, că ei sunt foarte mulți. Nu avem un healer. Data trecută am făcut pregătiri din punct de vedere al materialelor. Avem materiale, putem să facem armuri, dar nu avem healer. Aia e marea problemă. Și neavând healer, omuleții ăștia o să crape. Uitați-vă și voi ce puțină viață mare. Nu vreau să moară. Nu vreau ca nimeni să moară aici. Deși acum cred că o să moară locuitorii, pentru că văd că și au foarte mult damage de la pietricelele astea amărâte. Hai totuși să-i aruncăm pe ăștia în luptă, mă. Dacă o să moară Dumnezeu cu mila. Uite, mă, că e deștept, mă, mai fuge. Hai, mă, mori. Mori, hai că mai are puțin la HP. Ăla e tati. Ăla e tatică. Și ce drop avem? Ce drop avem de la asta? Numai piatră. E, minunat. Inamici foarte puternici. În episodul ăsta vreau să termin ceea ce am disăinuit. Am făcut eu un off-camera și voi n-ați putut să o observați. Chestiuța asta de aici, drăguță, sau ați observat, nu știu. Așteptam să termine casa asta și am zis că o să o fac totuși în alt episod și uite că a venit episodul potrivit în care să termin cu prostia asta și neapărat să văd cum fac un healer. Am și uitat, de când n-am mai jucat, credeți-mă sincer că am și uitat. Așa, terminăm asta de construit. Hai că nu o să dureze foarte mult. Ăștia așa nu au cum să... Trebuie să construiască ceva. Un crafter trebuie să construiască ceva. Ia uite, nu mai avem lemn, incredibil. Credeam să rămân fără lemn prea curând. Goblinii, știți că i-am cam înfuriat, sunt un pic cam supărați pe noi, sunt cam la război cu noi și... Deja cam trebuie să facem oameni. Nu mai știu exact de ce aveam nevoie. Hai să ne uităm la jobsuri. Deci. Nu de asta. De asta. Clerk. Clercul hiluia. Deci avem nevoie de un de asta creat la Carpenter. Un băț de asta, un toiac de asta. Am nevoie de lemn și niște flori. Of, numai de s-ar apuca ei de treabă. I-am pus pe toți la muncă. Hai să vedem ce se întâmplă cu ăștia. Ăștia nu știu dacă se regenerează, deși în mod normal ei ar fi trebuit să se regenereze în timp ce nu sunt în luptă. Dar surprinzător, ăștia fiind încă în datorie, nu se regenerează niciodată. Decât dacă eu renunț la joburile lor, îi dau afară din poziția lor și devin săteni obișnuiți. Asta, acum am observat-o. Asta a rămas aici de foarte multă vreme. Hai să construim o scară la năroada asta. De fapt, să-și construiască singură. Cred că asta putea să facă și ea, totuși. Cum spuneam, nu vreau să moară absolut nimeni. Vreau să trăiască, să avem cât mai mulți locuitori. Avem 16 locuitori și deja observați că facem o treabă destul de bună aici. Suntem ok. Dar trebuie să ne dezvoltăm și mai mult, să fim și mai puternici, avem nevoie de mai mulți apărători și avem nevoie să taie ăștia lemnele, că fără lemne facem pe noi. Un de ăsta care vinde mâncare. Hai să vedem. Ce am putea să cumpărăm? Pepeni. Interesant. S-a făcut oare un update? S-a făcut oare un update? Am să verific imediat dacă s-a făcut un update sau sal. Vine și noi din mâncarea asta. Facem o grămadă de bani de pe urma chestiilor pe care le-am făcut, de pe urma minereurilor pe care le-am făcut. Deși, dacă ne uităm la Silver Ore, ia uitați-vă și voi, numai el singur valorează, neprelucrat, valorează 12 gold. Și ăsta, de asemenea, 20 de gold.
uite că nici nu mai are bani merchantul să mai... Hai să-l punem din nou pe treabă pe ăsta, că vreau să facă level. Level 3 footman. Aha. Ia hai să facem noi un scutuleț de ăsta. Knight-ul. Blacksmith Anvil. Gata, tati, îl facem și pe ăsta. Knight-ul are mult mai multe puncte de HP. Poate să echipeze armuri și arme mult mai puternice. De asta avem noi nevoie în momentul de față. Chiar de asta avem nevoie. Așa. Copper. Nu mai avem... Uite că mai vine încă un daily update. Nu o să putem să îndeplinim și daily update-ul ăsta. Am îndeplinit un daily update trecut și ne-a mai venit încă un sătean, dar acum 100% n-o să-l facem pe ăsta. Avem, mi se pare, suficientă mâncare, dar nu avem suficient... Ce? Ce mă, s-a oprit în sfârșit? Dar nu avem suficientă valoare. Ne trebuie și mai multă valoare, și mai mulți bani în visterie. Ah, ba da! Vai, nu cred! Nu cred, încă un sătean s-a alăturat. Super tare. Super, super tare. Și acum vrei să zici că putem să facem... Stai, aici. Putem să facem bățul ăla minunat. Bineînțeles că putem să-l facem și bineînțeles că-l facem. Herbalist staff-ul. N-avem nici Weaver. Hai să facem Weaver Spindle. Și acum că ne apucăm noi să facem Weaver Spindle... o să mai facem noi niște terenuțuri. Dărâmăm noi copacelul ăsta. Copacelule, îmi pare rău, dar e nevoie de lemn, tată, și de spațiu. Așa, și o să asignuim o nouă zonă, dar nu putem de copac din toate unghiurile. Aici. Așa, silkweed pentru weaver, ca să putem să producem și haine. Mai mult silkweed. Perfect. Asta o să fie terenurile la Weaver. Așa, facem și niște lemn și hai să replantăm. Hai să și replantăm, să nu fim chiar așa de naziști. Uite, putem să replantăm aici. Replantăm un pomișor. Replantăm un al doilea pomișor. Așa. Tuc, facem asta. La Herbalist o să trebuiască să facem foarte, foarte, foarte multe poțiuni pentru început. Am uitat să facem și parcela herbalistului. Parcela herbalistului, de fapt n-am uitat, n-aveam loc. Parcela herbalistului o să fie asta, Bright Bell Flower. Așa. Și Frostnap chestie. Bun. Și o să mai facem, uite aici niște mici parcele. Frostnap. Și Bright Bell. Alai. Invadatorii se apropie. Opa! Stai așa, pauză un pic la joc, să gândim următoarea mișcare. Mai avem nevoie de apărători, unul dintre ei este destul de rănit. Hai să-l punem pe ăsta. Ah, fira să fie, nu am, fii atent că nu am săbiuță de aia de lemn. Băga mea și picioarele. Am echipament, am scuturi, am armuri, am de toate, dar nu am ce-mi trebuie. Aș putea să fac și arcaș. Hai să facem și un arcaș. Facem și un arcaș ca să nu ne irosim astea. Retragerea la toți oamenii. Și apărătorii mei unde sunt? Unde sunt? Că-i mușcă de curp ăștia. Haideți. Așa, cu puțină viață, cum sunteți? Hai că-i cărpați voi pe ăștia. A, fii atent că ăștia mi se pare că s-au regenerat. Da, mă, că ăsta era aproape mort. Era aproape mort și uite că s-a regenerat. Deci nu mai avem problemele pe care le aveam odată. Hai să cumpărăm lemn. Cumpărăm tot lemnul ăsta și o să-i vindem în schimb... o să-i vindem niște iron-uri și așa facem iron-uri acum căcălău. Așa. O să-i mai vindem și niște gold. Și hai să-i mai vindem niște de ăsta. Ăla-i. Așa. Astea n-avem nevoie. Și cam atâta. Pedestalul Masonului văd că nu l-am pus, dar de ce oare? De ce oare n-am pus pedestalul Masonului? Trebuie să mai închidem din asta, că nu se vede nimica. Cred că voiam să craftez ceva și nu se putea pentru că nu aveam pedestal al Masonului. Așa, deci ziceam că am nevoie de level 3 pentru ăla, da? Bun, ăsta are level 2, mereu îi dau character sheet și nu vreau să-i dau character sheet. Ăla-i. Tu o să fii acum un knight.
Și de acum putem să facem echipament pentru Knight? Nu. Nu. E, da, o să facem totuși să pușa asta. Cum ai level 1 Knight. Așa, și mai facem repede, mai facem încă un footman. Bun. Acum avem 3 oameni. O să mai facem un arcaș, o să mai am nevoie de un arcaș. Footmanul ăsta pe care l-avem o să-l înlocuiască pe ăsta alalt. Ăsta va deveni arcaș, nu știu când va putea. Nu, trebuie doar să facă carpenterul, trebuie să nu fie lene și să facă... Și putem să facem și un market stall. Market stall-urile, dacă vă amintiți, puteam să facem un de-asta, îl puneam și puteam să chemăm merchant-ul când voiam. Dar înainte funcționa altfel. Înainte aveai nevoie de level 10 la omuleandru ăla ca să poți să craftezi așa ceva. Ăsta craftează aici de zor. Acum putem să facem chestii din oțel. Nice! Încă un nou omuleț, oameni buni. Făcând chestii din oțel, acum o să putem să facem săbiuțe de-astea jumechere. Dar are nevoie de level 2. Oh lol, deci fii atent. Omulețul ăsta trebuie să treacă și el până ce a trecut un footman de la basic. Mamă. Complicat. Foarte complicat. Are o sabie de lemn, oameni buni. Și nu poate să se upgradeze pentru că el nu este footman, este knight. De-aia nu se poate upgrada. Change jobs. Ăsta. Așa. Tare curios sunt dacă între timp am mai făcut rost de niște flori. N-am mai făcut rost de nicio floare. N-au reușit ăștia să planteze tot. Uite, am mai făcut un fermier aici care să le vină în ajutor. Și bucătarul face treaba, am văzut. Îmi place foarte mult că face treaba fermierului. Wow, câtă mâncare avem. Oh my god. Bă, hai să mai facem de-astea, să mai menținem, să fie două. Mamă, cât minereu aici, oh my god, oh my god, oh my god, cât minereu, o doamne. Nu se mai oprește! Mamă, cât, ce chestia asta, e fier sau ceva? Da, pare mi se că e fier, dar am nevoie de cupru. Nu mai trebuie sărăcie de asta, am nevoie de cupru sau de bronz. Ce? Trebuie să facem buzuganul acela de bronz pentru început. O să poată să echipeze sabia aia sau armura aia. Are și ea totuși niște cerințe, sau nu? Full plate mail. Asta cel puțin nu are, dar avem nevoie de thread. Să vedem dacă reușim să găsim un papaiciuc de ăsta de la care să... Local rain. Bă, uite mă că aveam o armură. Aveam, de ce am armură? Mă miram eu ce putre de aici în Danemarca. Aveam armură și am și două arcuri, două arce. Dar ăștia sunt prea incompetenți ca să echipeze arcul ăla. Tu ești incompetent tu, nu eu. Avem un archer's bow. Vai cât sunt de prost. Level 3 footman. Dă. Și ăsta era level 2 toată ziua. Se întâmplă că eu mă uit aici. Întotdeauna mă uit aici. Aici scrie level 3. Și o iau de bun ce scrie acolo. Scrie level 3 acolo, da. A, are level 3. Mai facem încă un războinic. Mai avem nevoie de încă un războinic. Avem nevoie de mega patrulă aici, bă băieți, bă. Ce vorbiți? Ia uite ce vine. Oh my god. Am nevoie ca ăsta să-mi facă repede un stone maul, care dă mai mult damage decât sărăcia de sabie de lemn. Și trapper's knife. De asta aveam nevoie. Aveam nevoie de pedestal ca să fac trapper knife-urile alea. De-aia am eșuat o chestie care era super benefică pentru mine. Făceam niște trapper knife-uri și primeam foarte multe chestii în schimb. Dați-i mare mele steală, băieți! Mm. 4 trupe, dar nu sunt suficiente. Ăsta treia să crape de mult până acum. Lupulețul ăsta. Mm.
încă un nou sătean, 19 săteni până acum, o ducem foarte, foarte bine. În off-camera am să fac level la ăsta de o să-mi iasă ochii din cap și în momentul în care o să fie gata să facă să devină cleric sau ce măsa este, ce măsa va deveni el, on-camera vom pregăti oamenii cu săbii și vom ataca pe nenorociții ăștia. Uitați-vă și voi că sunt de mulți. Avem nevoie de archeri. Archeri, nu unul singur. Avem nevoie de doi archeri. Avem nevoie de clericul ăla să le dea heal într-una. Trebuie să ne pregătim de asemenea și un ăsta care să ne facă hăinuțele. Deci e foarte încurcată treaba aici, oameni buni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut videoclipul. Am filmat, sincer să fiu cu voi, 24 de minute. E foarte mult de urmărit. Vă mulțumesc mult, să aveți o zi sau o seară faină. Ciao!